Pericol pe defileul Jiului din cauza bolovanilor care au căzut pe o bucată din drum. Fenomenul de îngheț-dezgheț a dus la desprinderea stâncilor și căderea acestora pe carosabil. Defileul Jiului, DN66, km 116-400, zone unde sunt căderi de pietre. Nu sunt foarte mari, dar sunt totuși căderi. În zona unde au fost montate plasele și barierele nu mai este niciun fel de problemă, dar aici încă nu s-au montat, fiind drumul încă în lucru, nu s-a terminat. Și noi, drumurile naționale, prin șeful de district din pe zonă, patrulăm, facem revizia drumului. Constructorul are obligația să facă revizia și să înlăture obstacolul. Au mai fost, sigur, probleme când au căzut pietre. Pentru eliberarea zonei s-a apelat la firma constructoare, dar și la detașamentul de pompieri petroșani. Drumul a fost degajat rapid, pietrele fiind de mici dimensiuni. Șeful secției de drumuri Târgu Jiu, Ion Tudor, a ajuns și în zona Jieț pentru a vedea starea drumului de lângă lac. Maluri de pământ se mișcă zilnic și o iau la vale. În curând, drumul ar putea deveni impracticabil. Încercăm și sperăm că în martie, cum se poate lucra, să înceapă de urgență lucrările. Vom limita în continuare tonajul, 3,5 tone pe această porțiune. Sperăm să înțeleagă și conducătorii auto. Știu că sunt și transportatori, dar au o variantă de ocolire în această perioadă. Albia Jiețului a fost regularizată, iar drumul prezintă siguranță, însă zona trebuie să fie urgent reabilitată.